Salutare dragilor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Petrus de la Sinaia. Iată că astăzi a fost o zi foarte ploioasă aici în zona noastră. Acum tocmai ce s-a îndreptat timpul și am ales să filmez de aici, din curte de la mine, de acasă de la mine și activitățile pe care le desfășoară aici în comună la noi. Deci mă aflu la mine în curte, dragilor, și o să vă filmez puțin de aici și după aceea vreau să mă uit să văd ce aș găsi de mâncare la ora aceasta, că mi s-a făcut foame. Deci aici avem ceva lemne. Nu le-am pus la timpul potrivit folie, va trebui să le pun o folie, l-a plouat. Și aici este grădina. Și vreau să vă spun că acesta este un pământ foarte bun, un soi foarte bun. Vedeți și voi. Acestea sunt răsaduri de ceapă. Deci aici plantăm, punem în pământ ceapă. Sunt câteva, sunt doar 3 straturi momentan făcute pentru că nu am avut timp să le fac în totalitate. Avem și câțiva pomișori aici. Vedeți ce frumos este pomișorul. Acesta, deci este un pământ foarte bun și aici punem în fiecare an, punem legume, dragilor. Deci ceapa este în creștere. V-am spus, acestea sunt lemnele. Mai am aici niște lemne. Și aici sunt niște saci cu balastru. Aici tot lemne avem, dragilor. Iar aici avem bicicleta și lemnele. Ia uitați ce am găsit la bucătărie. Mirosea foarte frumos și nu știam de la ce este acest miros. Sunt șnițele din piept de pui. Aici avem și castravet la borcanel, o ceapă. Aici este săpulețul de cartofi. Aici este prietenul meu, câinele, ce se întinde. Cecuț. A simțit și el mirosul, care este unul extraordinar și a urât și el. Dar și tu, șnițel? Este pofticioșil, deci vedeți și voi cât de bine arată șnițele aici. Și mă voi pune să degust și puțin de șnițele, să vedem cât de bune sunt, dragilor. O să-mi tău puțin. Sunt ce scuze, dar nu m-am apucat puține. Sunt incredibil de bune aceste șnițele. Sunt ce scuze că am mâncat de față cu voi, dar nu m-am putut abține mirosul și gustul este unul incredibil. Deci am făcut și la cățelul meu poftă, deci o să mă scuzați că am mâncat, arată extraordinar de bine și gustul este unul excepțional, fraților. Deci am fost bine organizați astăzi și ne-au pregătit șnițele. Iată că mâncăm șnițele, nu îmi pregătesc eu, îmi pregătește mama mea, care este o gospodină. Și cățelul este aici prezent cu mine. Pisica este în casă și mă voi duce să filmez pe ea, să văd ce face ea. Este jucăușă și mănâncă toată ziua, dragilor. Și mă bucur că pot să împărtășesc de aici cu voi activitățile pe care le desfășoară în zona noastră. O să iau și un castraveciur. Am oprit prima oară din greșeală. Uitați cât de bine arată și castraveciorul tăiat. Și șnițelele. Aici avem doar un singur ou. Haideți să vedem ce fac și găinile la ora aceasta aici. Cățelul este bine. Fii cu minte. Deci, și găinile sunt bine, mănâncă și ele la ora aceasta. Deci suntem oameni gospodari, dragilor, în zona noastră. Deci v-am spus, astăzi am găsit șnițele și sunt extraordinare de bune. O să mai degust eu puțin.
deci o să mă scuzați, chiar nu m-am putut abține, sunt foarte bune. Mă bucur că am părinții sănătoși și că pot să-mi facă de mâncare, să spun așa, găsesc totul gătit. Deci vedeți, la ora aceasta este norat, astăzi a plouat toată ziua. Dragilor, se așteaptă ploi puternice în continuare aici în zona noastră. O să degust și eu șnițele, că nu vreau să mă îndefață cu voi și vă revenim la voi, dragilor. Salutare și bine ați revenit din nou pe canalul meu de YouTube, Petruț de la Sinaia. Iată că și în această zi de duminică, o zi frumoasă, dar cu toate că timpul a fost mai nașpa cam toată ziua și chiar nu am putut să fac activități interesante, să spun așa, de aici, din zona de la noi. Și astăzi, după cum ați putut observa și voi, am filmat de aici, de acasă. Ați văzut, am servit și masa foarte bune și gustoase, șnițelele care mi le-a preparat ai mei astăzi. Deci mai mult, astăzi am stat în casă și chiar tot mă gândeam ce să împărtășesc cu voi lucruri interesante. Chiar dacă a fost duminică de dimineață, o plouat și chiar nu am putut să merg deloc la biserică. Mâine să sperăm că va fi o vreme frumoasă și voi reveni de acolo, din orașul Târgoviște, mâine, să vedem cum se va prezenta și vremea mâine acolo în orașul Târgoviște, dragilor. Sper să fie o vreme frumoasă, eu zic, mâine în orașul Târgoviște, pentru că sunt multe chestii interesante de împărtășit de acolo în continuare din oraș, dar vom vedea și acest lucru, cum va fi vremea mâine în oraș. Deci astăzi am filmat de acasă, nu am putut să fac mai nimic, exact cum am spus. A fost o zi de relaxare, iată că weekendul s-a terminat și mâine suntem nevoiți să mergem din nou 8 ore la muncă în orașul Târgoviște. Dragilor, plecând de dimineață și voi filma de dimineață cum voi pleca din nou la mașină și să văd ce alte lucruri interesante ar mai fi de prezentat de acolo din oraș. Deci acum s-a lăsat întunericul afară și mâine după prânz va sosi și mașina cu materiale, care ați observat în vlogul anterior, am plătit materiale, așteptăm mașina cu materiale să vină, ne apucăm de treabă, fraților, și o să vă filmez dacă vine după ora 16 mașina, care vrea să vină mai târziu ca să pot să fiu și eu acasă. Deci dacă vine mașina cu materiale, o să rog pe cineva să mă ajute la descărcatul mașinii cu materiale. O să văd în primul rând unde le voi depozita, urmând ca după aceea băieții să vină la treabă și să reușesc să fac și o cameră într-un final mai modernă, să spun așa, cu toate că pentru mine nu a fost o investiție foarte mică, mai ales că observați și voi că începând de la un material s-au scumpit toate, dar asta este, sunt mulțumit că totodată mi s-a apropiat creditul acela de nevoi personale cu care am putut să-mi acopăr această investiție. Sunt bucuros pentru acest lucru, îi aștept pe băieții la treabă și sper să iasă ceva frumos și cu siguranță va ieși. O să ieși puțin afară în următoarele minute, chiar dacă este aproape întuneric, să vedem ce aș mai putea să vă prezint de aici, din zona mea. Vă mulțumesc în primul rând din nou pentru toate comentariile frumoase. Vă aștept în continuare cu comentarii despre ce ați dori să vă prezint de aici din zona, mai ales că este zona turistică și sunt multe puncte interesante de văzut aici în zona noastră, cu toate că astăzi n-am avut cu cine să merg undeva, să spun așa, l-am sunat pe un prieten să mă duc astăzi pe aici, prin zona în apropiere, într-un loc frumos care vreau să împărtășesc cu voi, însă
Băiatul acesta era plecat, avea foarte multă treabă și dacă nu s-a putut, o lăsăm pe data viitoare, dragilor. Sperăm că va trece și perioada aceasta de vreme mai nasoală și iată-ne că ne apropiem cu pașii rapizi și de marea sărbătoare a Paștelui, nu mai este foarte mult. Deci în perioada aceasta trebuie să fim și noi, să încercăm măcar în perioada aceasta să ne schimbăm și să fim oameni mai buni, pentru că vedeți că viața este cum este, din păcate, este cu bune și cu rele, niciodată nu este totul perfect sau niciodată nu este totul roz. Se mai întâmplă să greșim sau să facem anumite chestii, dar trebuie să fim oameni buni în primul rând, că restul lucrurilor cu siguranță vor veni de la sine, dragilor. Mai este foarte puțin și nu săptămâna aceasta care vine acum, săptămâna viitoare și o să împărtășesc și cu voi. Voi merge, dacă timpul îmi va permite asta, să vedem la ce oră se va săvârși slujbele de Deni și vă veți filma de acolo să vedeți că tineretul chiar a început să meargă în număr mare în această perioadă la biserică și este un lucru bun și o să vă filmez și o să împărtășesc și cu voi să vedeți tinerii de aici că chiar aleg să meargă în această perioadă și ei la biserică, să spun așa. Este foarte bine lucrul acesta, v-am spus eu, dacă am fost în sânul bisericii de mic, am crescut altfel și sunt respectos și generos cu toată lumea, că așa trebuie să fim. Deci o să vă filmez de acolo, va începe în fiecare seară, dar încă nu știu ora exact, deci de mâine, într-o săptămână, va începe și acele Deni și voi merge în fiecare seară și v-am spus, o să împărtășesc și acest lucru cu voi, dragilor. Sperăm ca și de Paști să avem o vreme frumoasă. Iată că mi s-a părut că a trecut prea rapid, să spun așa, și zilele acestea și ne apropiem și de praznicul Paștelui. Așteptăm să vină Paștele cu drag și să avem sănătate în primul rând, că asta este cel mai important lucru care se poate întâmpla unui om, să fie sănătoși. Doamne ferește să pățim ceva sau să te doară ceva, că ați observat și voi că este rău să te doară un deget sau o altă chestie. Deci o să vă mulțumesc că mă urmăriți în număr mare pe canalul meu de YouTube și am ales să filmez astăzi mai mult de acasă. V-am prezentat și puțin din curtea mea, ați văzut că sunt acele răsaduri de ceapă. O să vorbesc și cu ai mei să vedem ce m-am putea planta acolo în față. Pământul acela este un pământ, un soi foarte bun și în fiecare care an am scos ceva producție, nu pentru vânzare, că nu facem acest lucru, ci pentru consumul propriu pentru noi, mai ales că este bio, nu le stropim cu nimic, doar le dăm apă și căldură de la Doamne, Doamne. Deci ați văzut că aici chiar avem agricultură, puțină față de alte persoane, dar ne descurcăm, nu ne plângem pentru acest lucru. Avem câteva găinuși și suntem iubitori de animale, dragilor, și le creștem cu mare drag și cu mare plăcere. Deci aici găsiți toate produsele, să știți că sunt bio aici în zona noastră. Avem multe chestii în continuare să împărtășim și să vă arătăm, dragilor, de aici din zona, cei care încă doriți să vizitați. Nu ezitați, dați-mi un mesaj fie pe canalul meu de YouTube și eu vă voi răspunde cu mare drag și cu mare plăcere. Haideți să legăm o prietenie frumoasă, mai ales că sunt un om sociabil care îmi place să cunosc persoane noi și să interacționez foarte mult cu oamenii. Dar am rugămintea la voi totodată să-mi lăsați și voi comentarii ce ați vrea să vă prezint sau despre ce alte lucruri aș putea să vorbesc așa, ca să nu fiu plictisitor, să fiu pe placul tuturor. Știu că
nu poți fi în viață pe placul tuturor, că oricât ai fi de perfect, tot nu ești, tot cineva se va găsi să nu-i convină ceva la tine. Deci cine va vrea să te accepte, să spună în viață, te va accepta fie cu calitățile sau cu defectele, fie ale tale sau ale noastre, dragilor. Deci ar fi bine ca în această perioadă să fim mai buni și mai uniți, dar nu numai în această perioadă. Eu zic că în tot anul ar trebui să se întâmple acest lucru și să ne bucurăm cât se poate de viață și de orice lucru care ne înconjoară, că este frumos, eu zic, tot ceea ce ne înconjoară, fiecare unde vă aflați, dragilor. Vă respect totodată pe toți care v-ați abonat pe canalul meu de YouTube, Petruș de la Sinaia, și totodată vă respect și pe cei care nu v-ați abonat, dar vă uitați pe canalul meu de YouTube, Petruș de la Sinaia. Și aici să știți că sunt foarte multe intrigi pe subiectul acesta și m-am spus că nu toată lumea este de acord cu chestia asta. Unii mă încurajează și chiar se uită la vlogurile mele și le-am spus: bă, sunt un om modest și ăsta sunt. Iar alții, bețe în roate, spun fiecare, dar important este că îmi place ceea ce fac, îmi place că pot să împărtășesc lucruri interesante, să spun așa, cu voi. Îmi place în primul rând că pot să interacționez cu voi și sunt sociabil și să cunosc persoane noi, dragilor. Și ați văzut că fiecare om care a venit aici în zona noastră a fost și el bine primit la noi, l-am servit chiar cu de toate, fie la prietenul meu, la care îmi petrec o majoritate din timp și stau pe acolo, sau și aici la mine, de se va găsi cu ce să vă servim, pentru că suntem oameni primitori, dragilor, oamenii de aici, din zonă. Deci asta am vrut să vă spun mai pe scurt așa. Deci v-am prezentat astăzi pe acasă astăzi și mâine voi fi în orașul Târgoviște și mă voi gândi ce aș putea să mai vă prezint și de acolo. Vă salut pe toți, dragilor, cu mare respect. Vă doresc